Hei, eu sunt Laura și de când stau acasă am hotărât că o să devin gamer. Atât de grav am ajuns. Totuși, să trecem mai repede la acțiune pentru că astăzi o să-mi fac debutul prin a juca un joc superb care se numește The Idiot Test. Haideți să vedem cât de proastă sunt. Să sperăm că nu sunt foarte proastă, dar totuși adevărul o să-l aflăm doar dacă o să ne uităm la acest clip, așa că rămâneți aici cu mine. Ok, cum spuneam, o să joc The Idiot Test, să vedem care-i faza. Deci, pentru a începe, pur și simplu trebuie să apăs pe pătrat. După press the big red button to continue. Apropo, puteți să urmăriți acest clip doar pentru a râde de pronunția mea în limba engleză, pentru că eu înțeleg engleza foarte bine și în același timp am o problemă cu pronunția. Deci, press the big red button to continue. Big red button e ăsta. Press rectangle to continue. Rectangle înseamnă dreptunghi, sunt sigură, și ăsta pare a fi dreptunghiul. Click. 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 Am crezut că deja sunt proastă. Press the red button twice, then the green button once. Deci, de două ori roșu și odată verde. Bine că nu sunt daltonistă. 1, 2, 1. Yay! Press the blue button 3 times, then the orange button 4 times. Deci de 3 ori buton albastru și după de 4 ori butonul portocaliu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hai că am trecut de primul level. Așa. Ca să continui, trebuie să apăs pe o poză cu pisici. Deși aici avem două poze cu pisici, încearcă să mă amăgească. Eu cred că, de fapt, unica fază e că e un singur cat, o singură pisică, iar aici sunt două pisici. Hai să apăsăm pe câine. Nu. O să apăsăm pe o singură pisică. Ha-ha! Ce deșteptă sunt! Press up de o dată, nu de două ori, și aia de jos de două ori. Deci apasă săgeata de sus o dată și apasă săgeata de jos de două ori. Ok, o dată, 1, 2. Oh, ce deșteaptă sunt. Press veritangle twice. Deci trebuie să apasă dreptunghiul de două ori. Care e dreptunghiul? Ah, uite-l. 1, unde e dreptunghiul? 2. Să n-apeși pe butonul roșu. Vai de capul meu, eu tocmai voiam să apăs pe el. Doamne, trebuie să fiu pe fază. M-am încordat. Așa, almost average. Average. Trebuie să apăs pe X pentru a continua. Cred că ăsta este un X. Ăsta este un X. Ăsta nu este un X. Hai că știm cu toții ce e la un X. Trebuie să apăs butonul galben odată, după butonul albastru și după butonul galben iar. Ok, butonul galben, butonul albastru și după butonul galben. Nu înțeleg ce e asta și ce trebuie să fac acum. E un R. Așa, ok. Cum a arătat acea formațiune? Ca o față amuzantă? Nu prea cred. Ca litera R? Posibil. Ca o rață? Foarte probabil. Și ce e o formațiune? Da, păi o să apăs pe R pentru că aia părea a fi, nu părea a fi o rață. Ok. Aha, trebuie să apăs pe cel mai mic buton pentru a continua și văd ce au încercat să facă aici. Ăsta e butonul cel mai mare. La prima impresie putem crede că ăsta e butonul mai mic, dar de fapt ăsta este butonul cel mai mic. You can't fool me because I'm smart, bro. Așa, ok. Să apăs pe cel mai deschis la culoare pătrățel albastru. Inițial putem crede că asta ar fi un pătrat, dar nu este un pătrat, deși e cel mai deschis la culoare. Cred că asta este un pătrat care este deschis la culoare, sper. Yay! Trebuie să apăs pătratul de două ori. Care e un pătrat ăsta? 1, 2. Credeam că trebuie să apăs și am pierdut. Vai cât de proastă sunt. Acum trebuie să reiau totul pentru că sunt curioasă ce urmează, dar nu vă faceți griji. Revin în câteva clipe. Așa, am revenit. Asta se întâmpla după ce nu apăsam pe butonul verde. Vreau să zic că este foarte iritant să mai treci încă o dată toate nivelurile și să știi că ai pierdut la o asemenea prostioară, dar hai să vedem ce urmează pentru că sunt foarte curioasă. Deci trebuie să apăs pe butonul verde, deși pe ăla am apăsat și am pierdut. Post-traumatic stress. O să apăs. Trebuie să apăs cifra 7, 7, cifra 4 pentru a continua.
Așa, trebuie să apăs pe un val. Asta pare a fi un oval. Trebuie să apăs. Mai departe, trebuie să apăs pe cercul roșu odată, pe triunghiul albastru odată și pe dreptunghiul verde de două ori. Deci cercul roșu odată, triunghiul odată, albastru și ok, cercul odată, asta odată și asta de două ori. Doamne, 1, 2. Ok, trebuie să fiu pe fază pentru că pare că devine din ce în ce mai complicat. Adică încearcă să te prindă la chestii foarte tricky. Mai întâi de chestii ușoare, după chestii complicate, după chestii foarte, foarte ușoare și după chestii complicate și acolo pierzi. Deci, acum sunt smart. Pentru a continua, trebuie să apăs pe cercul verde. Am apăsat! Am apăsat, doamne! Spunea că trebuie să apăs rapid pe ăla verde și după să nu apăs pe ăla albastru. M-am simțit foarte presată. Trebuie să apăs pe pătratul galben pentru a continua. Doamne, e atât de tricky, mi-e frică. Deci trebuie să apăs pe butonul albastru de 3 ori, butonul verde de 3 ori, butonul galben de 2 ori și butonul roșu de 4 ori. Doamne, e atât de complicat. Deci albastru de 3 ori, verde de 3 ori, galben de 2 ori și roșu de 4 ori. Deci 3, 3, 2, 1. Doamne, 3, 3, 2, 4. Albastru de 3 ori, verde de 3 ori, galben de 2 ori, roșu de 4 ori. Ok, albastru de 3 ori. 1, 2, 3. Verde de 3 ori, 1, 2, m-a speriat, 3, roșu de 2 ori, roșu era, sau galben era? Vai de capul meu, deci efectiv nu pot să cred, nu pot să cred, am pierdut, deci nu, nu o să mai suport nervos să mai trec încă o dată acest joc, deci refuz să cred că mai trebuie să-l trec o dată, așa că de fapt refuz să-l mai trec vreodată. O să mă mulțumesc prin faptul că sunt smart și atât. Nu very smart, nu very very smart, dar doar smart. Deci, prieteni, cred că cam atât a fost, mai mult nu s-a putut. Să știți că o să vă las link-ul la joc în descriere și ca să îmi zic o mică impresie despre asta, pot să zic că este un joc complicat și simplu în același timp. Am înțeles cam care este mecanismul lui de funcționare. De fapt, încearcă să te facă să te relaxezi la un moment dat și ești gen, a, e ușor, cât de greu poate să fie. Și după la un moment dat te prinde cu o chestie super, super tricky. Cea mai grea mi s-a părut partea aia în care îmi spunea să nu apăs pe butoane sau să apăs pe butoane foarte rapid. Adică, frate, nu îți dă eroare în creier, efectiv, sunetul ăla de la Windows. Dar eu sunt mulțumită de performanța mea. Am fost sinceră, adică ați văzut exact cât am putut să trec din jocul ăsta. Cu siguranță o să mai revin și cu alte jocuri. O să las și o postare în comunitate dacă vreți să-mi dați anumite sugestii de ce jocuri vreți să mai joc, pentru că evident că nu o să filmez doar jocuri, dar aș vrea să fac o rubrică în canalul meu despre asta, pentru că mi-am dat seama că îmi place și este destul de fun. Deci, nu o să vă mai umplu cu informații. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să îl apreciați cu un like. Eu am fost Laura, voi ați fost voi, de fapt voi sunteți vrăbiuțele mele, știți bine asta. Ne revedem în videoclipul următor. Pa! Sun goes down by